Bună seara! Sunt Dragoș Boța și ca de obicei vă spun bine ați venit la o nouă ediție Press Alert Live de aici din studioul HDV. Ei da, se poate. Se poate ca la Timișoara să ai un festival adevărat ca afară, că tot ne vrem țara ca afară. Se poate să ai foarte multe trupe, să ai foarte, foarte mulți oameni care să plătească, să ai condiții decente, să ai un festival unde nu te așteaptă unul la colț mai nervos să-ți dea cu sticla în cap și nici să-i vezi pe toți lipindu-se de copaci când au toalete. Se poate să ai muzică de calitate și în timpul concertului să nu-ți bârie o boxă sau să ai parte de o microfonie, două, cel puțin. Se poate, iar toate acestea au fost în weekendul ce s-a încheiat la Revolution Festival și am crezut și sper că veți fi de acord cu mine că este important să discutăm despre festivalul care cred, fac un pariu de pe acum, că va deveni unul dintre simbolurile Timișoarei pentru ce înseamnă timp liber și va deveni peste ani un punct de reper pentru orașul acesta care tot își dorește de 25 de ani să fie Frugia. Până acum cam puține motive. Revolution Festival, zic eu că o să fie unul dintre ele și chiar a fost, dacă ne gândim că tot ce s-a petrecut acum s-a cristalizat într-un final în mai puțin de două luni de zile. Invitații mei din această seară sunt doi oameni speciali, în primul rând pentru că sunt colegii mei, dar unul dintre ei a trecut cumva, zic și numai cumva, în tabăra cealaltă, este, pot să spun, fondatorul festivalului, Flavius Băican. Bine ai venit, Flavius, salut, te salut! Dragi. Iar cel de-al doilea invitat este, desigur, colegul meu, Zoli Varga, care, pe lângă specialitatea lui în cântării, zicerii și muzici, a fost cel care, într-un fel sau altul, ne-a reprezentat pentru că a pus muzică și l-am ascultat. A fost în competiție cu tot timpul cu doi DJ din Serbia. A fost în zona liniștită a festivalului pentru că a fost la Silent Scene, acolo unde am fost și noi și da, Zoli, știi, am ascultat și pe Serb, pe tine te știm, dar ai fost cel mai bun pentru noi. Corect. Bine ai venit! Bine te-am găsit! Flavius, mai ai voce? Mai am. Deci încă două zile de festival ar mai merge. Una. Încă una, doar una. Încă una, bine. Da. Hai să începem cu începutul. Îmi aduc aminte că acum vreun an de zile ne-am întâlnit întâmplător și îmi povesteai de cum te-ai dus tu la Exit. La cei de la Exit le-ai spus, hai să facem la Timișoara un festival. Sincer să fiu, când îmi povesteai atunci, mă gândeam, Băican, el e cu treaba lui, s-a dus, să vezi tu ce o să-i treacă pofta când dă de ce e mai frumos prin România, iar tu cu navetistul tău știi foarte bine cum e România reală. Ce s-a întâmplat de atunci, de la discuția aceea? S-au întrebat lucruri pe care eu nu mi le explic ca jurnalist până acum. Pentru mine a fost așa un dute vino între jurnalist sau organizator, să zicem, de eveniment. Organizator, chestii cu care n-am nicio treabă. Nicio treabă. În viața mea n-am organizat. Ba, mint, am făcut festivalul Porcul de Aur. Da, corect. Da. Așa, unul dintre ultimele festivaluri de mini-punk din Timișoara. Ești un mini-organizator. Da. El e un mega organizator. Acum după a devenit da. Mega. Acum e mega. Acum a devenit da. Mega, da. Da. Și, da. Nu o să duc pe Lepabrela. Nu a fost chiar așa. Adică nu m-am dus la cei de la Exit să le zic veniți la Timișoara. Nu, le-am zis. Am venit să vă răpesc. I'm here to hijack you. Deci, și oamenii ce au zis? Asta, s-a uitat la tine, dar da. Ei fiind niște sârbi din aia așa... Nu, am avut parte de priviri de genul ăsta chiar înainte de plecare, când m-am dus la autorități și le-am zis că mă duc să-i răpesc pe cei de la Exit. S-a uitat, a plecat ușor capul într-o parte, s-a uitat în ochii mei, blând, și a zis, bine, adu-i aici. Deci m-am dus acolo, le-am propus să-i răpesc, nu? Că cum puteam altfel, asta e în spiritul nostru românesc până la urmă, dacă ne gândim și la anunțe, răpește, ne pricepem la chestia asta. Iar ei au venit. Povestea e foarte simplă. E adevărat,
Deci mai întâi au luat-o în glumă, dar pe urmă am putut să stăm de vorbă. Și n-am stat de vorbă numai cu cei de la Exit. Era un workshop acolo unde erau și cei de la Glastonbury, cei de la Siget, de la toate festivalurile mari. Și cumva sentimentul lor față de Timișoara era așa, da, măi, Timișoara. Și am întrebat ce știu ei, cum se raportează ei la Timișoara. Iar cred că acolo a fost punctul sensibil. Directorul de programe de la Exit a avut experiența vieții lui la Timișoara. Era vorba de anul 1990, când era ultima ediție a festivalului Team Rock. Atunci, una dintre trupele la care el era manager, Anathema, a venit și a concertat la Timișoara, pe stadion. Atunci încă se mai țineau concerte pe stadion cu trupe rock, da, alte vremuri. Și scena s-a prăbușit din cauza că publicul s-a urcat pe ea. Era delir. Evident, a fost cea mai puternică emoție pe care a avut-o și n-a uitat Timișoara din secunda aia. Ce abia au așteptat să vină la Timișoara. De unde, cumva, autoritățile au preluat discuțiile. Pentru că eu, pentru moment, am considerat că mi-am făcut treaba. Adică asta e. Ați venit, am bătut la ușă, ți-am zis că aduc, i-am adus. Dați drumul. Asta se întâmpla undeva prin noiembrie-decembrie anul trecut. Atunci au și apărut primele zvonuri în presă. Pe urmă, discuțiile au continuat. Timpul a devenit foarte scurt pentru pregătirea unui festival și exista foarte serios pe tapet amânarea lui sau încercarea de a-l face la anul. Atunci pot să spun că eu am intervenit, adică am avut momentul meu în care am încercat să-mi impun părerea, să zic că nu. Pentru că eu știam că dacă s-ar fi făcut, nu s-ar fi făcut anul acesta, poate nu s-ar fi făcut niciodată. Dar mai ales că anul viitor e an electoral la noi. Da. Și e o altă discuție deja. Da. Și era un moment, poate s-ar fi făcut, dar sub o altă formă, nu știu. Dar eu am zis că... Dar care au fost motivele de apărut această cumpănă? Unde s-au blocat lucrurile? Sunt tot felul de... nu e ușor să lucrez cu administrația. Trebuie spus că acest festival este integral finanțat de administrația locală. Și de cea județeană și de cea a orașului. Pentru mine a fost o surpriză faptul că din start... Cât procentul? Cât? Păi două treimi Timișoara. Ce? Nu, cât? Cât am luat eu? Nu, parandărătul. Nu știi că bani la asta nu e fără procent la... Eu cred că ăsta este marele avantaj în momentul în care vii cu un brand mare. Și atunci, nu se cere șpadă. Cumva, nu e vorba de șpadă. Atunci există cumva băi, hai să facem serios chestia asta, dacă o facem. Adică, eu cred că așa au fost lucrurile și cred că de aia... De administrația a percutat foarte rapid. Nu știu, altă explicație, sincer, nu am. Adică au vrut să facă o chestie serioasă. Tu mă știi. Da, eu cred că tu ai avut un rol determinat știindu-te cât ești de încăpățânat și când îți pui ceva în cap, te ții de ale tale. Adică. Da. Eu zic că ai fost acolo acel factor de... Eu de agitare a lucrurilor. Eu n-am avut nicio așteptare, sincer. Deci eu, când au, după prima rundă de discuții, eram convins, sigur, împreună vom discuta, o să bem o cafea, discutăm despre cum se fac festivaluri și aici se oprește totul. Poate mai vor veni o dată, sigur, poate facem și un protocol. Nu? Că eu la asta mă așteptam, dar n-a fost așa. Pentru mine încă e o enigmă cum. Lucrurile au mers în direcția bună, zic eu, și atât cumva simplu. Adică, simplu. Am căutat explicații și e foarte curios și cumva le dau dreptate și celor din administrație. Nimeni nu a venit cu proiecte mari să propună. Cu proiecte foarte mari. Nimeni nici măcar nu a încercat. Cumva în fiecare an se repetă aceleași proiecte și nimeni n-a încercat. Ei, vrei să spui că jazz TM-ul făcut în centrul orașului nu e un mare proiect? Serios, adică a fost prezentat și s-au dus nume grele, nu greșezolii. Da, gestul meu a pornit din inițiativa lor.
nu a venit cineva să facă chestia. Dintr-un ambiț, aș putea spune. Da, mă rog, da, corect. Dintr-un ambiț. Da. Nu, n-a părut că... Dar nu, ideea era că n-a venit... Pentru Timișoara, capitală culturală, apropo, și o să discutăm și de tema asta, a apărut proiectul. A apărut dintr-un ambiț. N-au venit cei de la Montreux să zic, hai să facem un festival de jazz. Deci a fost o inițiativă oarecum locală. Da, eu am o mare problemă cu cuvântul festival. Deci pentru mine asta e o problemă. Noi numim festival orice se întâmplă. Facem o chestie în care legăm trei formații, noi numim festival. Bine, acum hai să intrăm, deci, în chestiunile. Câte trupe au fost la festival? De 100, 100, deci, 100 plus, curat festival. Cu DJ, cu curat festival. Da, dar nici asta măcar nu zice, nu dă dimensiunea unui festival. Pentru că festivalul înseamnă o stare. Adică poți să faci un festival cu 1000 de formații care concertează una după alta, timp de 10 zile, dacă vrei, dar tot nu-i festival. Zoli, că ai fost acolo în mijlocul, a fost festival sau nu a fost festival? Bineînțeles că a fost. Deci a fost categoric un exit mai mic. Eu am fost și la Exit, la Novi Sad și la Siget și a fost un Exit mai mic. Deci un Exit în miniatură, să zicem. A fost. Și atunci avem șanse să ajungem un Exit mare? Asta ca să o luăm pe repede înainte pe zona asta de... Asta nu știu, asta cred că depinde în primul rând de organizatori și de autorități, la urma urmei. Bun. Ce a făcut diferența între festivalul ăsta și Play, de exemplu? Că se ține tot acolo. Acum mă scuze. Play este un festival de nișă. Adică este un festival axat pe world music. Este un festival care se adresează unui public care ascultă un anumit gen muzical și atât. Exitul nu este un festival de nișă. La Exit există scenă latino, există scenă rock, există drum and bass, există reggae, există... deci un fel de toate pentru toți, dacă vrei să zic așa. Un fel de festival care adună... Festival pentru tot poporul? Da, da. La Exit, la Novi Sad, adună tot poporul. Aici eu aș avea cumva cu tot poporul. Eu cred că e un festival... Tot poporul sârb. Da, nu, dar nu, n-ați avut și cenești pentru Maneliști, ca să nu se înțeleagă. Adică, da, n-am am avut cenești. Okay. Nici asta nu e o chestiune. Dar tot poporul, știți cumva, tot spunem noi de Maneliști. Dar Maneliștii măcar știu ce le place. Da, corect. Sunt foarte mulți oameni care întrebi și tu ce muzică asculti, de toate. Ori festivalul ăsta nu cred că e pentru genul ăla de oameni. Îți răspund cu de toate și de fapt nimic. E pentru cei care chiar ascultă orice fel de muzică de un anumit, și cei care vor să se simtă bine, să aibă experiență timp de două zile. Atât. Eu cred că aici, și cred că aici se face diferența. Pentru că, sigur, poți să faci un festival din ăsta în care să ai super nume. Și aici a fost o mare discuție, pentru că sistemul organizatorilor, ca să zic așa, este cumva foarte bine calculat. Adică toată lumea se întreabă de ce nu s-a adus un mega nume, da? Foarte simplu. Pentru că atunci festivalul devenea festivalul cu acel nume. Dacă vrei să crești sănătos, toată lumea, iarăși, nu o să faci așa. Toată lumea iarăși încearcă să facă o comparație cu Electric Castle. Nu are nicio treabă. Nicio treabă. Și spune, uite ce-i la Cluj. Da, Clujul este la a treia ediție. Dacă vrei să faci comparație, faci cu primul Electric Castle. Să vezi de unde a pornit și Electric Castle. Ne uităm puțin și ne uităm la Best Fest. Tu știi foarte bine, da? Este care nu mai există Best Fest. Care nu mai există și care a început cu nume mari. Foarte mari. Nume uriașe. N-a mai putut să mai crească. Și n-a putut să mai crească. Nu-i sănătos să faci așa. Ori o faci pentru că îți dorești să faci lucrul ăsta, și anul ăsta a fost un test. Pentru că dacă nu venea publicul și nu se simțea bine, atunci nu avea rost să-l mai faci. Da, trebuia încercat. Așa, oarecum în viteză, cu toate...
problemele care au apărut, sigur, sunt multe plângeri, așa e tot timpul la prima ediție și eu mă bucur că așa. Să vin eu cu plângerile, apropo de plângeri, că am fost acolo, am văzut și o să spun ce mi s-a părut mie ca simplu plimbător la festival, unde am văzut mici probleme. Zoli, te-aș întreba un lucru. Ai fost la multe festivaluri, da, și afară și pe aici, le-ai văzut cam pe toate. Șansele sunt evidente, posibilitățile pe următorii ani de a crește acest festival. Crezi că va reuși, cum spuneam eu la început, extrem de optimist, că va ajunge să fie un reper pentru Timișoara festivalul ăsta? Eu îmi doresc lucrul ăsta, evident, și exact cum a zis și Flavius și revin la o idee, chestia asta a fost un test. Noi am mai avut așa un test când a fost Shakira, acum 9 ani. Da. Și când, la fel niște alți organizatori, nu din Timișoara, în speță cei de la Best Fest, au încercat să facă și ei la Timișoara evenimente. Și a fost fiasco. După aia câțiva ani nu s-a mai întâmplat nimic în Timișoara. Deci, pentru că toți organizatorii de evenimente țin legătura între ei și... eu zic că a fost un test și cel mai important este că am trecut testul cu bine. Da, 12.000 de plătitori? Da, 20. Da. Acolo. Zoli, e o discuție. Toate festivalurile din Timișoara sau zile tu, nu neapărat că erau discuții, toate turnirile astea cu muzică, cu cântare, formații, DJ și alte chestii, e mocafri, ca să zic așa. Totul e pe gratis. Uite, De ce toată lumea se bate să facă chestiuni gratis când se uite, se dovedește că la un festival omul plătește, dacă ai un preț decent, plătește. Asta este o discuție foarte veche și foarte... Pentru că unii organizatori nu înțeleg care e rolul lor și sunt pe piață doar ca să dea 2-3 tunuri, ca să zic așa, și după aia se plece. Adică nu se gândesc să investească serios în viitor. Eu nu cred, în nicio țară civilizată nu există festivaluri gratis. Nici Siget, nici Best Fest, nici orice festival. Evident, există concerte pe gratis făcute, dar asta este altceva. Un concert este altceva, un festival este altceva. Flavius, poate să ajungă festivalul ăsta să fie, să se autosustină? Adică, de exemplu, Exitu are finanțare de la bugetul local? Cum de la care bugetul sistemul? Local, de la bugetul regional, la fel, finanțare de la Ministerul Culturii, de la Ministerul Turismului. Deci ei, practic, văd în festivalul ăsta și o chestiune de promovare foarte bună. Da, și... Interesul autorităților locale ca să crească un festival este evident. Este până la urmă return-ul economic pe care îl ai, care e de câteva zeci de milioane fiecare. Ce înseamnă, de exemplu, return-ul în cazul Exitului? În cazul Exitului e undeva la vreo 20 de milioane de euro în cele 4 zile de festival pentru Novi Sad. Deci, practic, în Novi Sad se cheltuiesc în plus sau în cele 4 zile 20 de milioane? În jur de 20 de milioane, între 20 și 30 de milioane. Dar acolo mai trebuie gândit ceva. De exemplu, primăria din Novi Sad, dacă nu mă înșel, anul trecut a dat 850.000 de euro pentru Exit. Un lucru foarte interesant, pentru că știu ce este Exitul și știu cum să lucreze, e banii care încasează foarte repede ca primărie înapoi. De exemplu, ai mers să spui cortul în campus, okay, da? Unde sunt mii de corturi, au fost și 14.000 de oameni în campus, plătești locul de cort, care e, nu știu, 5 euro pe 4 zile, ceva nesemnificativ, dar totodată plătești 1,1 euro pe zi taxa de oraș, care este separată, primești bon fiscal separat și care se duce direct la primărie. Deci, practic, e cumva, e un business foarte bun, că îi bagi 850.000 și tu, practic, banii aia, de fapt, scoți 1.000.000, poate da, două. E un business foarte bun, odată pentru primărie, deci plus e interesată pentru... țara, pentru că e foarte interesant, eu când am mers să filmez... La Exit, scuză-mă, cât sunt în medie, în cele 4 zile,
per total au fost 270.000 anul trecut de bilete vândute. Din care foarte mulți turiști, sau asta vrei să zici cu turiști. Da. Ei sunt foarte atenți la mixul de populație. De exemplu, prima serie a biletelor de 10.000 în decembrie s-a epuizat în 55 de minute, fără să fie anunțat nici măcar un nume care va fi la festival. Pe urmă, există problema străinilor. Nu că nu sunt, ci să nu fie prea mulți. Adică nu poți să faci din exit un instrument din ăsta turistic, pentru că el este destinat local, este făcut de localnici acolo, o mașinerie uriașă în Novi Sad, care se ocupă de festivalul ăsta. Și atunci se opresc vânzările de bilete în Anglia, pentru că altfel ar deveni un festival 100% englezesc. Și nu cred că cineva își dorește asta. Și tot timpul au grijă să... în fiecare vin cam din 60 de țări. Ok? Jumătate din bilete se păstrează pentru țările din spațiul ex-Iugoslav. Anul trecut a fost o inundație de bulgari. O inundație de bulgari. Prin comparație, românii au fost 300 la exit, bulgarii au fost vreo 4.000. Și vorba aia, suntem... De aici e o problemă că poate au fost mai mult de 300 de români. Nu, mulți români se duc și au bilet, de o zi. Și atunci cei de acolo, de la exit, nu-i pot contoriza că sunt români. Nu, alea sunt biletele de o zi, vorbesc de asta. Da. Problema la România, în România noi, e că... Noi suntem la 12.000. Comparam cifrele. Acum știi cum e. 12.000 cu 270.000. Da. Și întrebarea mea e... După 15 ani. După 15 ani. Întrebarea, noi cam în câți ani ajunge și noi? La 50.000, să zic, în două zile. Habar n-am. Ajungem repede? Ajungem, adică, dacă au fost 12.000? Habar n-am. Asta e întrebarea. Nu știu, zic. Habar n-am. Nu știu. Zic. Nu știu. Dar eu cred că, odată, trebuie crescut sănătos și gradual. A, aici suntem de acord. Deci, fără, bun, ok, a trecut testul cu bine, acum foai ce o să rupem la anul, o să aducem, eu știu ce nume, aducem pe Nick Cave cu în duet cu Tom Waits, nu știu. Nu cred și nu cred că e bine să se întâmple asta. Cred că e bine să existe, nu știu, cumva o dorință, adică să simți cumva orașul la ce răspunde. Anul ăsta a răspuns foarte bine, în ciuda criticilor. Și aici e ca la fotbal. Dacă stai și vorbești cu unul, fiecare face alt festival rapid, în 5 minute spune cum trebuie să fie festivalul. Nu e nicio problemă. Nu de asta, dar uite, de exemplu, o chestie de organizare. Să ai un singur loc de unde să ții de mâncare, cred că e o problemă. Da. Și asta ține de viteză. Dacă mai aveai două grătare stânga-dreapta, că erau trei locuri, deja nu mai stăteai... La o coadă, mai ales că s-a dat bon fiscal pentru mâncare, trebuie spus. Da. Ceea ce am greunat lucrurile. Prima dată ți-ai plătit, ți-ai primit bonul fiscal și plătit. Sunt unele chestii, asta se întâmplă la început, până capeți experiență. De exemplu, vis-a-vis și de bere și de mâncare. Situația următoare. Cei din Serbia nu și-au pus niciodată problema că în România nu ai de unde închiria case de marcat. Adică e foarte simplu să mergi la ANAF-ul lor în Novi Sad și zici că îți trebuie 50 case de marcat și a doua zi le ai. La noi poți să-ți iei, dar e o procedură absolut halucinantă, care durează vreo lună de zile sau două săptămâni. Noi nu ne mai permiteam să trecem în această zonă. Pe de altă parte, băncile... Am avut câteva discuții vis-a-vis de plata cu cardul. Adică să dea câte un card pe care ți-l încarci și plătești cu cardul. Filialele regionale, ce e asta? Cum vine asta? Sistemul ăsta funcționează la Electric Castle deja, care... Și la Siget funcționează. Păi nu, vorbesc la noi, în România, pentru la toate festivalurile, dar deja au fost dresați, ca să spun așa. Deci lucrurile astea durează. Eu am fost curios, cum de România, nu, dacă... Chiar ai nevoie, nu poți închiria. Și i-am întrebat pe alții, dar nu există vreo firmă care să-și cumpere 50 de case? Nu, pentru că fiecare an se cam schimbă casele de marcat și bagi bani în ele și atunci poți să zici, stai. Nu ai făcut nicio șmecherie.
Și asta este unul dintre motive. Sunt chestii tehnice care te trezi cu ele, asta e. Și berea a fost? De ce n-ați vândut țigări? Era în uz mare, nu se... Nu... Da, pentru că nu s-au vândut, ca să zic așa. De ce? Nu venea, că venea, uite, venea o firmă de țigări? Își făcea o reclamă? Nu venea nicio firmă. Ba, au venit. Dar pe de altă parte, cu excepția sponsorului principal, a fost cumva advertising free. Adică publicitate nu. Pentru că tot ce a însemnat finanțarea a fost asigurată de către primărie și de către Consiliul Județean și cumva s-a preferat. Nu a fost nicio scenă branduită cu vreo firmă cunoscută sau ceva și cumva așa a fost, s-a vrut să fie. Mai, prima ediție, mai curat, da. Mai curat. N-a fost rău. A fost o discuție, uite, de exemplu, și am remarcat, nu a fost incident. Eu cel puțin am văzut doi oameni care se zică unul la altul, du-te bă mai încolo. Și vorbea, bere s-a băut, la greu, lume mult a fost, deci se poate și fără circus. Asta am remarcat și organizatorii din Serbia, că avem un public foarte bun, foarte civilizat. Până și la cozile de care vorbeai, da? La mâncare, de exemplu, s-a uitat și nu le-a venit să creadă. Zice, păi la noi în Serbia își luau de mult aia, trânteau două înjurături și luau pe grade și plecau. Ei, la Timișoara nu s-a întâmplat lucrul ăsta. Deci erau convinși că în Serbia situația degenera. Deci degenera. Și știm despre ce vorbim. Vorba aia, scandalagiilor față de ai noștri sunt... Nu neapărat scandalagii, dar hai zicem o lipsă de răbdare. Nu, sângele mai fierbe. Da. I-au rămas surprinși. Nu le venea să creadă de modul în care se comporta publicul timișorean. Deci a fost o surpriză. Zoli, ce te-a surprins la festivalul ăsta? Ce m-a surprins? Nu m-a plăcut. Un singur, și... dacă tot hai să vorbim și de minusuri. Hai, păi nu, de tot ai adus tu vorba de mâncare. Într-adevăr a fost un minus. Eu am mai remarcat un minus care pe mine, na, mă rog, nu mi-a plăcut, dar a fost, pot să-l explic, dar totuși nu mi-a plăcut. La scena rock. A fost o scenă extrem pentru rock. Sunetul a fost și asta pentru că de sunet s-au ocupat nu ei, nu ei de la Exit. Nu, a fost foarte prost. Execrabil chiar. Eu am prins și sunet bun la scenă. Poate ai prins și sunet bun. Ok, înseamnă că recunoști că a fost și sunet prost. Mi s-a zis că au fost și... E... Să-ți explic. Okay. Stai să-ți explic. Eu am explicații pentru asta. Explicația principală este că nu s-au ocupat ei. Au dat scena aia cuiva. Nu, scena din Timișoara nu s-a dat. Care a nu făcut s-a dat. Toată chestia. Scena nu s-a dat. Aici nu s-a dat nimic nimănui. Nu s-a dat. Nu s-a dat. S-a... Nu. Scena de extrem, hai să lămurim, a venit cu o săptămână înainte de a se face festivalul. Da. A fost o idee care am zis trebuie să o facem. E foarte bine că a existat. Exact. În momentul ăla aveam nevoie de toți cei care pot sări în ajutor și o fac pe bani foarte puțini, trupe, pentru ea era extra buget, extra tot. Înțeles. Dar ne era clar că ea trebuie să fie. Și atunci am zis a fost așa o chestie între prieteni, cunoștințe, între hai să o facem. Hai să o facem. Nu contează cum ea trebuie să existe. Asta a fost cu scena extreme. Okay. Ea trebuia să se nască. Și eu zic că e mai bine că a fost așa. Eu zic foarte bine că a existat. Am zis față de celelalte scene. Da. Asta sunetul este... a fost... Ea a fost făcută... Discutabil. Ea a fost făcută, ea trec... Pentru că trebuia să fie. Okay. Pentru că trebuia să fie.
Am terminat cu critice. Gata, că imediat mă ia la bătaie pe la mine. Gata. Zic, să nu te mai cheamă. Nu mă mai cheamă, da, corect. Nu-i problemă, facem noi chef două zile la presă, alergi și pui muzică, Zoli, mai multă decât. Și o să fii numai tu. Da. Puncte bune. Plusuri. Eu, dincolo de cifre, că tu tot ai amintit de 12.000 și bine că ai amintit, evident. Da. 12.000 plătitori. Plătitori, da. Stem dincolo de cifre. Plătitori. Eu, pentru bun, aici mine... intră și cei care au bilete la exit și sârbii care au venit cu bilete de la exit. Și vreo 700. Eu zic că dincolo de cifra asta de 12.000, tot e mare lucru. Cel mai important este că s-a întâmplat festivalul ăsta și pentru s-a întâmplat și lumea care poate n-a fost, nu toți care au venit aici au fost la alte festivaluri afară. Da, corect. Absolut corect. A impus un standard. Adică poate până acum lumea era obișnuită să meargă la GSTM, la oriunde, la un concert pe gratis în centru, numit festival, care nu e, și care să zică, bă, ăsta înseamnă un festival. Ei bine, acum am văzut ce înseamnă un festival. Deci ăsta este un standard, pentru că cei de la Exit acum sunt renumiți și sunt printre cei mai mari organizatori de festivaluri din Europa, cel puțin. Cei mai apreciați. Deci dacă ei au venit și au făcut aici un eveniment care a ieșit foarte bine, eu zic că asta e cel mai important. Avem la ce să ne raportăm. De acum încolo, eu cred că lumea când o să se mai ducă la un festival, o să facă o comparație. O să zic că stai puțin, că acolo a fost. Da, corect. Deci foarte bine. Se ridică... ștacheta. Da, e bine. Apropo de ștacheta, Flavius, au existat momente, acum te întrebăm din culise, până la urmă ce a fost, a văzut toată lumea, au fost momente critice, exceptându-l cel când spuneai tu că ai fost convins că nu se mai întâmplă. Când au fost lucruri din alea de, cum ne place nouă jurnaliștilor să spunem, de n-ai fi crezut că se întâmplă? Da. Tu ai experiența jurnalistică care te ajută foarte repede să vezi între normalitate și... Da, și chiar mi-am folosit chestia jurnalistică ca să le previn, pentru că le-am mirosit. Dă-mi și mie așa vreo două, trei exemple. Nu, sunt foarte multe situații, așa cum îți spuneam, vin organizatorii de la Exit, vine partea din România. Adică autorități. Nu. Pentru că discuțiile, chiar primele discuții, nici măcar de... Sau să mă gândesc, nu au fost cu autoritățile. În prima fază eu am încercat să adun... Dar hai să spun de ce există de fapt Exitul. Că asta nu ți-am zis. De ce m-am dus eu la Exit? Că nu m-am dus pur și simplu. M-am dus să-i răpesc cu primele. După, cred că treceam printr-o fază de depresie din aia așa, uitându-mă ce evenimente sunt în Timișoara. Acum, eu cu Zoli știe că glumesc și m-am uitat și am văzut jazz, hai jazz, mâine jazz, poi mâine jazz, nu spui mâine, așa. Da, ai și un tricou cu anti-jazz. Am și unul, nu l-am la mine, da. După care din nou jazz și iarăși jazz. Am zis, bă, dar ce se întâmplă în orașul meu, măi? Jazz peste tot, jazz pe apă, jazz pe masă, jazz pe pod, jazz pe asfalt, jazz pe iarbă, cum să fie, jazz pe zgură, jazz pe suprafață, da. Pe tartan sau cum să știu. Și atunci am zis, ceva s-a întâmplat. M-am dus la cei care fac strategia culturală pe următorii 10 ani. Există chestiunea asta foarte bine structurată și i-am întrebat, am căutat răspunsuri, ca jurnalist, evident. Și mi-au zis că s-a făcut un sondaj încă în 2010, iar în topul preferințelor, așa, muzica populară, muzica pop și jazz-ul, după sondaj. Eu cred că niciunde în lume nu apare jazz-ul în top 3 într-un oraș. Mă rog, la noi așa e. Dar îmi dau seama, nu, știi de ce? E un cretinism absolut. Că eu mă gândesc, unu, câte trupe de jazz sunt în Timișoara, câte cluburi de jazz puțin, sunt... Zero.
zero cluburi, da. Deci dacă ai avea un fenomen de genul ăsta, de exemplu pentru muzică populară, sunt locuri, găsești locuri unde se cântă, unde se ascultă de toate. Da. La pop, hai să zicem că ai muzica care e pe toate, dar la jazz, frate, nu ai un club. Un club de jazz adevărat, adică, da, okay. Interesant. Și atunci... Te-ai gândit tu să faci festivalul. Și atunci tot timpul am raportat, am făcut un pas în spate și m-am gândit ce a avut Timișoara. Atunci, până și pe vremea lui Ceaușescu, aveam singurul mare festival de rock. Team Rock. Team Rock. Da? L-am avut, până și atunci. După care, în prima trupă de punk, a plecat de aici. Da. A plecat și a rămas. Una a plecat. Da, a plecat după. Am avut unul dintre cele mai mari festivaluri de muzică electronică din Europa de Est. Nu, cred că din Europa de Est. Ok, din România, ziceam. Din România, cu siguranță. Temebase, da. Temebase. Ghinionul lor au fost cu mult înainte a vremurilor. Corect. Da. Am avut, cred că, singurul festival underground din România. Da? Flavius, nu te lasă zici. La întrebare. A urmat Rock la Mureș, da? Da. Întrebarea, lucrurile din spate, că așa trece misiunea. Așa. Deci revenind, lucrurile alea din spate care te-au lăsat și pe tine masă. Jazz. Și acum except în jazz-ul. Lucrurile alea din spate care nu s-au văzut și care pe tine te-au lăsat. Dar nu m-au lăsat nicicum. Eu am fost pozitiv până în momentul... Dar dăm două exemple când ai ajuns aproape să te blochezi de ce ți se cerea sau se spunea. Dăm concret. Erau în permanență discuții vis-a-vis de pașii legali și administrativi care trebuie făcuți, pentru că e vorba de bani publici. Da? Corect. Lucrurile astea nu merg foarte repede. Nu există în România exercițiu pentru așa ceva. De exemplu, la un festival, tu nu ai voie să pui un artist pe afiș până nu l-ai plătit. Deci un headliner, prin contract, nu ai voie să-i folosești până nu ai făcut plata. Ori la noi e foarte dificil cu legile din România, care îți dă 30% acum, după niște criterii clare, nu există stânga sau dreapta acolo. Și atunci trebuie să ai grijă de ele, este foarte dificil, mai ales că... Vorbim 100% de bani publici aici. Deci Consiliul Județean și noroc că sunt două autorități. Noroc că sunt două autorități și atunci s-au sincronizat ca să facă să meargă lucrurile bine. Dar și ei au trebuit să învețe, pentru că nu s-a mai făcut. Și atunci lucrurile se întindeau foarte mult până în faza în care... Nu s-a cerut și o scenă pentru jazz? Nu s-a cerut pentru jazz, pentru că eram eu de față. Cine să ceară scenă pentru jazz? Da, ceva când special pentru chitariști? Jazz. Nici. Nici? Mă gândeam că... Pe chitariști au fost la festival. Scenă special. Nu v-ați gândit și voi să vă puneți bine în set? Compoziții proprii? Aici o să te dezamăgesc. Cea mai scurtă discuție am avut-o cu primarul Timișoare. Care a spus să ocupă domnul Diacu, nu? Nu. Deci discuția mea privitor la venirea Exitului a fost următoarea. M-am întâlnit dimineața la ora 8 cu domnul Robu și e obișnuit ca jurnalist că domnul Robu, dacă zice ora 8, e un 8 jumate, așa, către 8.40. Da, știi că nu e Klaus Iohannis. Așa, atunci eu m-am dus să-mi beau o cafea la ora 8. Ei, a fost punctual. A fost extrem de punctual și cumva i-am arătat ce am filmat și ce vreau, ce am de gând să fac și ce se întâmplă. Discuția de la 10 minute cât era programată a ajuns la vreo 50. Moment în care a zis că acest lucru el face tot posibil și ar face tot posibilul să se întâmple și că este treaba organizatorilor din Serbia să se ocupe și el nu se bagă. La nici o discuție privitoare de organizare sau de cum să arate, primarul Timișoarei nu a participat. Adică și-a respectat promisiunea. Sunteți profesioniști, faceți-vă treaba, asta e. Pentru mine asta e o surpriză mare. Nu legat numai de primărie, în general legat de administrație. Că nu s-au băgat atât de mult în ciorba pentru că, repet, toată lumea devine brusc
nu doar doctor, doctor docent în festivaluri, când se pune la masă și vorbește despre festivalul. Asta să fie clar. Cu lista de trupe n-a fost nicio problemă, n-a venit nimeni cu sugestii, idei, întrebări, de nu ce prea... unii, de ce alții? Din cauza timpului scurt, tu nu mai poți să ai sugestii, adică tu nu poți să iei o trupă așa că ai tu chef. Asta nu funcționează așa. În lumea reală, nu. Asta poți să o faci seara, să stai, să bei două beri și te gândești dacă ai face tu un festival. Cam cum ar fi. Cam cum ar fi. Bine, asta se face la noi des, la zilele orașului, la... Da. Se face chestia da, asta. La... Hai să fim... La noi, în România, se face. Bun, aia acolo, nu știu, eu găsesc că există un nou exponat în România, în materie de showbiz, artistul bugetar. Ăsta care are asigurate, spre diferență de artiștii care se chinuie să-și vândă bilete, ăsta are asigurate, își face contract pe vreo 2 ani de zile cu primăria din Brăila, face, Galați, face itinerari prin țară. Sigur, da, da. Sigur că da, sigur. Ăia sunt artiștii bugetari, sunt artiști cu nume mare. Dacă ne luăm toți cei de la HA Production, o să-i găsești peste tot, pentru că cumva s-au specializat. Oamenii n-au făcut decât să se adapteze la piață. Păi nu, asta nu-i tocmai piața normală. Adică, dar ei, s-au adaptat la situații din România, ca Dragoș, să fie mai exact. Un Horea Brenciu sau un Loredana Groza, deși n-am nicio treabă cu genul ăla muzical, n-am nicio treabă, dar ăia sunt artiști care își vând biletele. Da, corect. Da, ăia merg. Cântă prost sau bine, nu contează, dar își vând bilete. Nu, cred că își fac corect bine treaba, pentru că nu și-ar face probabil o bine, probabil nu ar avea public. Corect. Da? Ștefan Bănică și așa mai departe. Corect. Ăștia sunt, indiferent de ce cântă, ăia își vând bilete. Și umple sala, holograf, nu știu cine, de aia sunt cam abonați acum, cred că îi intra mai mult pe zona asta de bugetare, mai simplu. De la o vreme. E mai simplu, sigur. Și aici cred că e o mare diferență. Bine, acum pot să zic că, știi, pot să vină lumea să zic că aia, comentează Baican, care a avut festival făcut integral din bani publici, știi? Dar eu nu am festival, deci... Nu, Flavius, să înțeles ideea. Să se înțeleagă. Nu are nimeni niciun... Are administrația. E festivalul administrației, într-un punct de vedere. Ca finanțare, este... Da, este făcut de către Consiliul Județean și Consiliul Local. Mai mult, pentru mine a fost o surpriză faptul... Cum s-au înțeles cele două, știm foarte bine că nu se prea iubesc. Se pupă așa, prin spatele cortinei se pupă. La câte, o, la câte un protocol se pupă. Posibil, dar da, bine a că funcționat. S-a făcut, auzi, până la urmă, important zic eu că până la urmă nu era nici pentru Robu, nici pentru Bojin, că amândoi au genuri diferite, era pentru plătitorii de taxe din Timișoara. Și nu numai, da? Până la urmă... La câte milioane și zeci de milioane de euro s-au aruncat pe tot felul de nenorociri culturale, ca să nu zic, să nu mai vorbim de furăciuri, deci să nu vorbim de contractele alea furate. Se zice că e o sumă foarte mare, da? Să zicem cât e 200.000 de euro din partea primăriei și 80 ceva de mii de euro sau 300.000 de euro. Da, da. Deci lumea, wow, ce sumă. Este o sumă mică pentru un festival. Să fie foarte clar. Adică cu banii ăștia nu poți să faci nu știu ce festival. Pentru că, de exemplu, dacă toată lumea se gândește, ai 300.000, păi trebuie să aduci un artist de 150.000. Da. Nimeni nu calculează ce înseamnă să crezi în jur. Păi numai ce înseamnă security, că oameni de bază am văzut security, garduri, un grămadă de alții. Un artist de 40.000 are nevoie de o cu totul altă scenă decât un artist de 20.000. Aproape se dublează costurile pentru scenă, pentru că există condiții contractuale, nu cântă în orice fel de condiții. Vorbim de o singură scenă, nu de... Câte au fost aici? 6. 6, da. Și atunci, sigur, dacă nu ai făcut, nici eu n-am făcut, eu acum am văzut, acum am învățat. Dacă nu ai făcut, sigur, atunci poți să zici, păi da, păi, cum vine asta? E, uite, așa vine. Și așa se fac festivalurile, poate învățăm și noi. Ați bugetat și apa plată și sandwich-urile pentru bodyguards? Tot. Totul a fost de dinainte făcut. Apropo, ați avut vreun incident? Acum nu, la modul serios. Adică cei de la security au avut incidente? Zero. Nici jandarmeria, nici poliția, nici cei de la security nu au înregistrat niciun fel de incident. Două zile full.
Un lucru extraordinar. Este un lucru extraordinar. Îți dai seama, la prima ediție să ți se întâmple ceva, e rău. E rău. Chiar e dacă se întâmpla ceva, nu era vina organizatorilor. Nu, da. Tot nu-ți dă bine. Tot nu-ți pică bine. Da, regulă. Corect. Nu-i regulă, știi. E bine. Am văzut că se controlau foarte mult pachetele de țigări la intrare. Dar așa se face peste tot. Așa? Așa drastic. Se face peste tot. Dar peste tot, la orice festival, ai același control. Absolut. Eu când am fost la Exit, am visat, nu știu dacă am povestit sau nu, pe lângă pachetul de țigări, mi-au controlat și aveam un tic-tac. Și l-a deschis și a mirosit. Aha. Omul de la... Și am zis, vrei un tic-tac? Nu, vreau să văd ce-ai acolo. Acolo, da. Okay, să n-ai niște buline da. Prea săltărețe, da. Anul viitor? Festival? Nu știu. Cum nu știi? Păi oamenii, după ce au zis, mai vor să facă? Că s-au venit, au zis, bine, hai, că am făcut, i-am făcut pe flag lui Băican, s-a făcut festivalul. Încă o dată. Plecăm acasă. N-a fost un circ care vine și pleacă, să ne înțelegem. Evident. Iar el a fost împins cu toate și pentru promovare, chiar dacă timpul a fost scurt, cred că vreo 12-13 zile de promovare. Atât au rămas. Cu toate motoarele Exitului. Iar Exitul și l-a asumat. Ceea ce nu se întâmplă foarte des. Adică înainte de a măcar să știi și pe genunchi să faci, e extrem de riscant și pentru un festival foarte mare. Deci, motiv pentru care ei au rămas surprinși de impactul în Timișoara. Mult peste așteptările lor. S-a făcut promovare pe Presa Alert, am promovat, am fost partener foarte, media. Foarte mult. Și zic, să ne ridicăm și noi, nu? Corect. Tot, dar lumea citește, adevărul e că am avut feedback-ul și a fost... Și, apropo de promovare, interesant de zis ar fi că... Bun, acum nu la scala Exitului, că la Exit vin 10.000 de turiști, da? Chiar și la noi au venit turiști din alte orașe, chiar au venit niște turiști din București care au venit special pentru Sabaton. Clubul oficial Sabaton, fan clubul Sabaton din România. Deci nu mai trebuie să meargă numai timișorenii la București la un festival. Au venit bucureștenii la Timișoara. Ungarii au venit, din Ungaria au venit, iar din Serbia au venit. Din Serbia au venit mulți. Foarte mulți. Bun, important este că, vorba ta, dacă începe festivalul anul viitor și începi să-i faci o promovare așa cum se face cu luni înainte, e clar că numărul celor care vor veni din țară și vor afla e cu totul... Va fi cu totul... Da, totul, eu din nou spun, e în curtea autorităților și a modului în care autorități se gândesc, pentru că mai înainte când m-ai oprit, eu ți-am zis toate festivalurile care au început în Timișoara și care erau unice în România și care aveau un vibe extraordinar, dar toate au murit. Sau au fost omorâte. Nu, pur și simplu au murit din cauza, de la sine. Nu au fost omorâte. Nu, din cauza faptului că niciodată autoritățile nu au simțit că ar trebui să se implice. Exact. Adică, când spui cultură, nu, eu, pe mine asta mă enervează la culme. La orice departament cultural din orice administrație. Băieții ăia văd teatru, muzică, operă, ok, rugă. Regulă. Rugă. Scoci, nu asta e problema mea. Problema e că nimeni nu se gândește la cultura alternativă, la faptul că asta poate să-ți aducă de 10 ori mai mult decât orice. Și nimeni nu măcar are o sclipire. Bă, ce-ar fi să împingem și chestia asta? Nimeni, dar nimeni. Toți cei care au făcut festivaluri au încercat să intre în dialog cu autoritățile și să obțină o oareșcare susținere. Exact. Pământ. Sau primești o sumă de bani derizorie și umbli după ea. O primești cu țărit. Da, de te costă mai mult taxiul. Deci și hârtiile. Zoli, opinia ta. O să avem Revolution Festival. Vreau să-l întreb și ceva pe Flavie. Ziaristul din tine, da. Nu, vreau să te întreb... Ok, ai zis că sunt foarte mulțumiți de prima ediție, de cum a ieșit, de ce crezi la ediția a doua? Vor încerca să meargă pe aceeași deschidere spre mai multe scene sau nu? Pentru că la 6 scene
spre mai multe scene, vrei să spui, adică 6+. Nu știu, poate chiar minus, pentru că e un număr. Eu am fost, de exemplu, la Best Fest, unde erau 3 scene și erau 30.000 sau 40.000 de spectatori și erau 3 scene, nu 6 scene. E un număr și cu scenele, depinde câte scene ai la număr de spectatori. Crezi că vor merge tot pe 6 scene? Sau... Eu cred că mai puține nu vor fi de 6. Deci mai puține în niciun caz. Mm-hmm. Pentru că se bazează pe diversitate. Și tu știi bine că ai fost de la început, ai urmărit din prima zi în care cei de la Exit au fost aici, ai fost acolo. Da. El va continua așa, cu fața, rețeta unui festival mare în față. Adică, cât e el de mic acum, el merge după rețeta unui festival mare, nu a unui festival de nișă. Da, adică asta trebuie și autoritățile, asta că tot vorbeam de autorități, autoritățile depășit. Au înțeles că a fost un eveniment bun sau nu? La un moment dat, la un moment dat chiar se zicea să aibă succes acest festival. Și atunci eu m-am gândit, dar ce înseamnă succesul? Deci, pentru cine ce înseamnă? Număr de bilete vândute, pentru mine, de exemplu, nu asta înseamnă. Înseamnă vibe-ul care e acolo și ce se întâmplă efectiv. Un dincolo de vibe, emoția pentru mine un succes merge. E și faptul că ați vândut atâtea bilete. Nu e nicio surpriză. Atenție! Pentru România obișnuită nu, cu pomana, nu e adevărat. Culturală, nu. Există o Românie care nu vrea pomana. Există o generație, dacă vrea, celor de 20-30 de ani cu care noi nu avem nicio treabă. Nimeni nu-i bagă în seamă, nimeni nu face evenimente în care să prindă generația asta, care este la zi cu tot ce se întâmplă în Europa. Noi avem retard în foarte multe chestii, copiii aia nu au. Și nu ne agățăm de ei. Rămânem în tâmpenia noastră, da? Paralelă, da? Credem că noi suntem mai deștepți. Iar ei își văd de treabă, ei merg la festivaluri afară, în țară și ne zic pașii pusi, nici măcar nu au mai avut așteptări. Până acum. Bine, deci au înțeles autoritățile? Că vrei să zici ceva cu... Dar nu duc să știu dacă au înțeles. Da, o să vedem care cum se laudă. E relevant. Să sperăm că la anul avem festival. Vine Exit, tu bănesc că mergi la Exit. Dacă te invită. Dacă nu. Bine, Flavius, Zoli, vă mulțumesc. A trecut timpul. Și ce să zic, să fie cât mai multe ediții. Aștept să ajungeți așa la prima 100.000. Și să facem emisiune în continuare. Vă mulțumesc. Doamnelor și domnilor, se poate. Da, se poate. Ați văzut ce spunea Flavius de cum suntem unii dintre noi rupți de anumite generații. Din păcate, unii politicieni sunt rupți de absolut tot ce înseamnă realitate. Despre asta vom mai discuta. Până mâine seară vă spun ca de obicei sunt Dragoș Boța și nu uitați, câinele de pază al democrației nu latră. Sfârșit. O seară nebănuită.